Serios, câți dintre voi au lucrat cu Python până acum? Ok, ok, ok. Foarte mulți. Și câți dintre noi au mai lucrat cu machine learning în Python? Ah, wow. E bine, e bine. Ok. Mai sunt curios de câți dintre voi sunt în facultate? Anii 1, 2. E cineva anul 3? Ok. Și câți dintre voi sunt în liceu? Cine e clasa a 9-a sau a 10-a? Wow, ok. Ok, un grup destul de divers. Foarte nice. Cool. Bun. Atunci, scopul cursului este să prezentăm câteva exemple practice, să vedem cam cum puteți să puneți mâna pe programe Python și să vă scrieți, să spunem, niște schelete pentru hackathon, să le puneți în practică. Și apoi la machine learning tot așa. Ne interesează mai mult partea practică. Dificultatea principală pe care am întâlnit-o și la mine și la alții cărora le-am mai predat a fost mai degrabă partea de Python. Partea de machine learning puteți să o vedeți ca un black box. În mare parte ajută și să înțelegem ce se întâmplă acolo, dar de cele mai multe ori vrem să nu ne împotmolim în probleme de tip cum structurez datele astea pentru modelul ăsta de machine learning? Sau cum interpretez datele astea în Python? Sau cum îmi dau seama care e acuratețea modelului? Deci o să ne concentrăm pe concepte fundamentale în Python și vizualizarea datelor în prima parte. Iar apoi o să discutăm despre câteva framework-uri sau tehnologii ca să putem să interacționăm cu partea asta de machine learning. Știe cineva ceva despre Python? Cei care n-au lucrat, să spunem. Cei care n-ați apucat să lucrați cu Python. Ce știți despre Python? Ce ați auzit până acum? Nimic. Zero. Ok. Bine. Atunci o să vă dau o șansă celor care ați lucrat în Python. Eu vreau să zic că eu știam că e numai practic pe să Ok, fair enough, fair enough. Putem spune că e un pic mai practic, într-adevăr. E un limbaj de nivel mai înalt. Asta înseamnă că dacă ne uităm la interacțiunea unui program cu CPU-ul calculatorului, știu e foarte crud, foarte aproape de procesor și de memorie. Asta înseamnă foarte low level. Python este mult mai high level. Înseamnă, face mai multe abstractizări. Unul din avantajele unui program high level e că se ocupă de mai multe chestii pentru noi. Nu trebuie să stăm noi să inițializăm toate chestiile sau să gestionăm memoria. Aia e oricum o poveste teribilă. Este un exemplu. Este compilat de Python, de exemplu. Nu știu exact cum. I-a explicat cum va face. Ok, ok. Într-adevăr, diferă de paradigma în care programele sunt compilate. În C++ avem programul, e compilat, transformat în, să-i spunem, cod mașină, dar zona asta de assembly cod mașină. Iar Python este un limbaj interpretat. Asta înseamnă că în loc să avem un program, compilatorul, care ia codul sursă și îl transformă în cod mașină, avem un program care se numește interpretor. Și interpretorul ăsta citește codul linie cu linie. Asta îmi permite mie să lucrez într-un mediu din ăsta, în Jupyter Notebook, în care pot să rulez instrucțiuni linie cu linie, iar starea programului să fie menținută între execuții. De exemplu, x egal cu 3. Vedeți destul de mare pe ecran? Sau dăm un pic mai mare? Nu, așa. Se vede ok așa? Cool. Bun. Chestia asta e mai puțin doable în C++, e un detaliu minor. By the way, ca să lucrați într-un mediu din ăsta, puteți să intrați pe Google Colab. Google Colab. Click pe primul link, vă trebuie un cont de Gmail sau un cont de Google, e aceeași chestie. Și după File, New Notebook, puteți să faceți exact ce fac și eu în timpul cursului. O să arate puțin diferit. Nu ne facem griji de chestia asta. De exemplu, la fel pe aici, x egal cu 3. Ca să rulați o celulă, trebuie să dați click pe play și notebook-ul ăsta este structurat pe ceea ce numim celule. Fiecare bucată din asta de cod e o celulă. Putem să vedem ca un mic modul care poate rula separat. Ajută foarte mult la prototipare și la exemple. Bun. Deci,
Deci, în primul rând, o să trecem prin ideea de structuri de tipuri de date. Cam ce tipuri de date știm din C++? Nu sunt multe, adică sunt destul de multe date. Zi tu. Ok, deci foarte multe din astea le numim tipuri de date primitive. În Python avem un pic mai, am putea spune că avem un pic mai puține, fiind un limbaj high level. Și ce știm despre structuri de date? Cine nu știe ce e structură de date? E perfect. Ce structuri de date știm? E cumva stringul de date. Poate fi considerat o structură de date. Ok. Auzit cineva de map? Da. Da? Ok, perfect. În zona asta o să ne învârtim și cu Python. Deci o să spunem, în primul rând, data types. Ca tipuri de date le avem pe astea numerice. Numere întregi. Și putem să ne uităm la tipul lor de date cu funcția type. Avem tipuri float. Și ce observăm este că Python nu necesită specificarea tipului. Asta înseamnă că are tipare dinamică. În sensul, o să-și dea el seama singur că valoarea asta e o valoare de tip întreg. Așa că tipul de date asociat cu variabila X o să fie număr întreg. Asta poate să fie și un beneficiu, dar și un dezavantaj. Un beneficiu în sensul în care ne permite să scriem mai repede programe în Python. Un dezavantaj în sensul în care e greu câteodată să ne dăm seama cam ce tip de date avem acolo. De exemplu, dacă am avea o funcție care ia un X și efectuează ceva cu X-ul ăsta, o să discutăm de funcții imediat. O bună întrebare. La valorile bune, ne? Fac un mic comentariu. Când aveți întrebări, nu știu, doar conversate, asta vă rog să ajută să le urmează din acolo la voi cu microfonul, ca să vă uite și ok. Mersi. Deci pe lângă tipurile de date numerice, avem și astea boolenii pe care urma să facem chiar acum. De exemplu, B, punem true. Ăsta se numește un keyword. E o valoare, un identificator rezervat de Python pe care nu-l putem atribui unei variabile. De exemplu, n-am voie să zic true egal cu 5. O să-mi dea o eroare de sintaxă. Nu ne băgăm în asta. Bazat pe aceste keyword-uri, își dă seama Python că vorbim de valoarea booleană true spre deosebire de un fir de caractere. Am întrebare. Da. Ok. Foarte bună întrebare. Avem două moduri. Dăm click pe play sau în Google Colab play-ul este fix în dreptul celulei, un pic mai convenabil. Fie avem scurtătura Shift Enter. Ca să rulez direct. Ok. Bun. Pe tipurile astea de date, o să le discutăm doar pe astea momentan și mai introducem primitive pe măsură ce avem nevoie de ele, dacă o să avem nevoie de ele. Între tipurile astea de date avem, bineînțeles, definite și niște operații. Adică n-ar trebui să fie o noutate pentru nimeni că putem înmulți numere. O întrebare capcană. De ce dacă Y e 3.3 și X este 3, înmulțirea am două numere din ăsta ciudat? Modul în care reprezintă calculatoarele numerele cu virgulă e un pic mai ciudat în spate. În sensul în care nu o să avem niciodată precizie matematică. Având un spațiu finit pe care să reprezentăm numerele, genul ăsta de numere cu perioadă o să fie de multe ori aproximate la niște valori. Să ținem cont și de chestia asta. La un moment dat, nu e foarte des să întâlnim erori, dar se poate. Bun. O să trec doar prin niște operatori specifici Python. Toți ar trebui să știm pe ăștia aritmetici, dar un operator remarcabil este operatorul de exponențiere,
dacă ridicăm pe X la puterea a doua, și operatorul de împărțire și împărțire întreagă. Împărțirea în Python se face mereu cu virgulă și dacă vrem împărțire întreagă, în C, C++, trebuie să folosim două slash-uri. Atât. La valorile boolene, spre deosebire de simbolurile astea criptice pe care le avem în C++, o să folosim cuvintele din engleză. De exemplu, true and true, care o să dea true. Sau true or false, care o să dea false. Bun. Deja putem să ne dăm seama că Python încearcă să fie un pic mai expresiv, un pic mai human readable. N-avem toată povestea cu punct și virgulă după fiecare instrucțiune. O să vedem că nu există nici acolade neapărat, mă rog, nu în contextul în care îl folosim în C++. Și la asta se rezumă. Există conceptul ăsta de cod scris într-un mod pitonic. O să vedem mai multe exemple imediat. Ok. Poftim? Dacă e keyword, se scrie tot timpul cu literă mare? Nu. Asta se aplică doar la valori boolene. Și AND e un keyword, de exemplu, operatorul de și logic. Ok. Nu o să stăm foarte mult pe tipurile de date primitive, ar trebui să fim destul de familiari cu ele din C++. O observație, numerele întregi sunt implementate diferit. Asta înseamnă că putem să avem numere arbitrar de lungi, nu sunt limitate la 32 sau 64 de biți ca în C++. Asta poate să fie un avantaj din când în când. Dar bineînțeles, operațiile sunt un pic mai slow. Ok. Haideți să discutăm despre structuri de date. Asta ne interesează un pic mai mult în Python. Ok. Structurile de date. De fapt, o să vă întreb tot pe voi. Ce înțelegem prin structuri de date? Mai multe date. Date alăturate. Multe date alăturate. E o definiție destul de bună. Da, o să mergem cu asta. Putem să le privim ca și colecții, moduri de organizare a informației. Și dacă stăm să ne gândim puțin la ce face un program, cam orice program, o să aibă, tehnic vorbind, o parte care citește date de undeva, o parte care procesează datele într-un fel sau altul și o parte care afișează datele cu un anumit scop. Deci cam trei etape, mostly, la modul general. Structurile de date ne ajută să organizăm informația în timp ce este procesată și în funcție de ce tipuri de operații vrem să aplicăm, ne interesează anumite proprietăți de la anumite structuri de date sau alte proprietăți de la alte structuri de date. Două structuri de date complementare cu care poți să faci cam orice, tehnic vorbind, sunt listele și map-urile. În Python se numesc liste sau putem să le privim conceptual ca array-uri, dar nu o să intrăm neapărat în detaliu de implementare. Și map-uri, dar în Python se numesc dicționare. Bun, când vine vorba de liste, putem să le asemănăm foarte mult cu vectorii din C++. Dacă ies să-mi iau lista mea L, o să scriu paranteze pătrate și o să trântesc orice elemente aș vrea să pun în lista respectivă. Știm tot că în limbajul ăsta de, când vine vorba de programare, lucrurile se indexează de la 0. Adică n-ar trebui să ne mire faptul că L de 0 o să ne dea primul element. Sau miră pe cineva chestia asta. Ok, fair enough. Bun. Deci e foarte similar cu ce înțelegem prin vector în C++. E o diferență de implementare în spate, în sensul în care vectorii din C++, bineînțeles că sunt un pic mai rapizi C++ până la urmă, dar funcționează la fel de liniștit și în Python. Pentru că Python e un limbaj mai expresiv, avem la dispoziție și câteva operații un pic mai interesante când vine vorba de accesul la listă. De exemplu, L de minus 1.
asta o să ne dea ultimul element, decât să facem operația asta de L indexat la lungimea lui L minus 1. Și tot așa, ca să luăm elementele în ordine inversă de la coadă. Peste asta, avem și ceea ce numim operația de slicing. În prelucrarea listelor, ne interesează de din când în când să facem și selecții de subsecvențe. Și o să mai adaug câteva elemente la lista asta, ca să evidențiem operația de slicing. Operația de slicing îmi permite să selectez un subset de elemente. După aceea mă miră de ce nu mă duce până acolo. Asta e decizia de design din Python. Are o rațiune în spate, nu e chiar degeaba. E doar ceva de care trebuie să ținem cont. Deci 2-6. Mă interesează indicele de după. Ultimul element pe care îl vreau. Pentru că mă rog. Și nu e neapărat să punem spațiu acolo. Are sens până acum? Perfect. Ce putem să facem peste asta este să folosim și un pas de iterare. De exemplu, dacă iau toate elementele de la indicele 1 până la 6, și o să primesc aceste 5 elemente, pot să spun încă o dată două puncte și să specific pasul cu care vreau să fac selecția. De exemplu, din 2 în 2. Sau din 3 în 3. Și tot așa. Asta este până unde putem să mergem cu slice-urile în Python. E o operație foarte, foarte comună. De e important să aibă sens. Întrebare de baraj. Pentru cei care nu știu Python, bazat pe ce am discutat până acum, ce părere aveți că o să dea chestia asta? Asta de aici. Zici pentru microfon, dar ai mare dreptate. Exact. O să afișeze invers. Se interpretează ca, ok, de la început, oricare ar fi începutul, până la final, oricare ar fi finalul, cu un pas de minus 1. Și Python își dă seama singur care ar trebui să fie începutul și finalul pentru asta. Bineînțeles. Dacă punem noi indicii, trebuie să avem un pic grijă să-i punem în ordine. N-aș putea să scriu de la 1 până la 5 cu pas de minus 1. O să-mi dea o listă goală pentru că n-are sens. Trebuie să specific eu de la 5 până la 1 cu pas de minus 1 dacă vreau să obțin asta. Și dacă... Ne scriind așa. Dacă nu pui pas de minus 1 și pui de la 5 la 1, ce se întâmplă? Listă goală. Aceeași chestie. Da. N-are cum să îți scoate niște elemente după limitele astea. Bun. Astea sunt modurile de accesare a unor elemente din listă. În mare parte, pe structuri de date, o să avem patru operații. Patru categorii de operații. Câteva în plus, nu zic nu, dar în general patru. Avem accesarea elementelor, ca să scoatem informații din structura de date. Apoi ne trebuie o metodă să punem elemente în structura de date, inserare. Ne trebuie o modalitate să actualizăm valorile din interiorul structurii de date, fără să adăugăm sau să scoatem neapărat elemente. A patra este eliminarea. Deci, accesare, inserare, modificare și eliminare, să le spunem. Până acum am văzut cam cum am accesat elementele din listă, dar să spunem că vrem să începem să o și modificăm. Deci, pentru asta... O să luăm prima operație de inserare a elementelor în listă. Să-i spunem așa. Ok. O să mai rafinăm puțin notebook-ul ăsta până când vi-l dau și vouă. Ca să inserăm un element în listă, o să luăm lista noastră, dar o să-i spunem doar cu atâtea elemente, avem două mari metode.
în realitate avem foarte multe. Deci nu ne punem problema de ăsta e cel mai bun mod să facem asta, ăsta e cel mai util. Pentru fiecare operație există o grămadă de modalități de implementare. O să le discutăm doar pe cele mai comune. L.append. Append, o să adauge un element la finalul listei. E o operație care modifică structura de date pe care e accesată și sunt curios dacă aveți familiaritate cu genul ăsta de sintaxă. Ce înseamnă acest append în relație cu lista? Mă refer la sintaxa asta cu punct. Te rog. De metodă. Dacă folosim de metodă, exact. Asta mă interesa. Pentru cei care nu sunteți familiari cu programarea orientată pe obiect, există o paradigmă de programare în care structurăm funcții în termen de anumite structuri de date. E doar o formă de ierarhizare a informației sau de organizare a datelor. Asta funcționează tot ca o funcție, dar putem să privim obiectul pe care este apelată și mă refer la acest punct de aici. Am scris L.append. Ca și cum L ar fi unul din parametrii impliciți ai funcției. Conceptual putem să privim funcția asta ca append L ceva, ce urmează să scriu aici. Motivul pentru care avem genul ăsta de structurare este că funcția append la modul general ar putea să însemne orice. Dar funcția append, care este o metodă a clasei listă, e mult mai specific. Știm că se referă la un append pe listă. Ok, să spunem 100. Dacă ne uităm la listă după, elementul a fost adăugat la final. E o operație foarte comună să lucrăm la coada listei. De asta o să discutăm de o operație complementară care tot la coadă lucrează. În practică, e foarte comun că atunci când apar elemente noi, să le punem la finalul listei. Bineînțeles, dacă avem nevoie să le punem undeva la mijloc, la o poziție arbitrară, avem metoda insert, care ia doi parametri. Primul dintre ei este poziția unde vrem să inserăm elementul, să spunem la poziția 2 și valoarea pe care vrem să o inserăm. Ăsta o să pună elementul 200 la indicele 2, deci în loc de 12, și o să mute toate elementele de la dreapta, o poziție și mai la dreapta. Deci el o să arate așa. Avem 200 în poziția 2. Restul elementelor shiftate cu o poziție la dreapta. Cam asta e metoda de inserare. Cam așa inserăm elemente într-o listă. Pentru metoda de update sau de actualizare a valorilor, modificarea valorilor, să spunem, avem o combinație de operații. Prima dintre ele este operația de accesare. Ne interesează să modificăm din listă primul element, să spunem. Deci o să accesez elementul 0 și cealaltă operație este una de atribuire. Deci elementul 0 căruia îi atribui valoarea nouă de, nu știu, 111. Și așa modificăm elemente in place, fără să scoatem sau să adăugăm. Să vă pun un puzzle. Dacă avem, deci redefinesc lista, mă las să fac chestia asta, pot să folosesc aceeași variabilă și să o redefinesc pentru orice altceva. Aș putea să zic L egal cu 5, n-are nicio problemă. Să luăm lista asta, 1, 2, 3. Și să spunem că fac o copie. L2 este L. Modific ceva în copie. 2 de 0 o să fie 100. Ok, s-a modificat. Și când ne uităm la el, ce ar trebui să vedem? Dacă execut celula asta de cod în care privim valoarea din el. Am modificat doar pe copie.
Poftim? Am modificat doar pe copii și el rămâne la fel. Deci o să vedem asta. Da. Din păcate, asta este una dintre cele mai comune capcane în care putem să picăm în programare. Dacă ne ia prin surprindere copia prin referință, copia referinței. Ce se întâmplă în spate este că acest L e de fapt o referință către zona de date care conține informațiile, similar cu vectorii din C++. Putem să-i privim ca niște pointeri, dacă suntem familiari cu ei. Și când facem o copie, avem impresia că este în o altă listă de-a întregul și modificăm copia și lista inițială rămâne intactă, dar ce se întâmplă de fapt e că se copiază doar referința către aceeași zonă de memorie. Deci în momentul ăsta, deși avem două variabile, L1 și L2, putem să le privim ca pointeri către ceea ce e în esență aceeași sursă de informație, aceleași date în memoria calculatorului. Okay. Deci teoria ca vector. Teoria de la vector se păstrează, deci numele listei este pointer constant la primul element. E da. Ca în C++? Da, putem să o vedem așa, da. Ok. Bun. Deci, mare atenție. Ok. Ca să eliminăm dintr-o listă, cred că ne-am familiarizat deja cu ideea. Probabil o să avem o metodă pe undeva care o să ne ajute cu chestia asta. Deci, eliminare. Avem o listă, 2, 3. Avem pur și simplu metoda pop. El pop. De asta e foarte ușor să modelăm o stivă cu listele din Python. Avem operațiile append și pop, care fac în esență o listă să funcționeze ca o stivă dacă modificăm doar în partea dinspre coadă. L.pop e o funcție care, în primul rând, și returnează valoarea eliminată. Asta ajută foarte mult atunci când procesăm elemente pe măsură ce eliminăm din listă. Și modifică și lista in place. Ok. Alt lucru pe care poate să-l facă funcția pop, dacă e să reinițializezi lista asta, și dacă apăsați Shift Enter într-un Jupyter Notebook, cred că e valabil și în OLAB, o să vedeți o mică documentație pentru funcția respectivă. Asta e destul de util. Avem documentația la îndemână, putem să ne uităm oricând ce face o anumită funcție și să vedem ce parametri ar trebui să ia. Funcția pop pare că ia un parametru care se numește index. Când o să discutăm imediat despre funcție, o să aibă un pic mai mult sens. Și pare că are o valoare implicită minus 1. De asta pop scoate automat de la coada listei. Putem totuși să dăm o valoare diferită acestui index, dacă vrem să scoatem elementul de la începutul listei, sau al doilea element. Caz în care avem rezultatul ăsta. Bun. Deci cam asta este metoda de interfațare a unei liste. Creăm elemente, le adăugăm, le scoatem, le modificăm și scopul unei liste este să reprezinte o colecție ordonată de elemente în Python neomogene. În alte limbaje de programare, poate omogene. Prin omogenitate mă refer la faptul că putem să punem într-o listă inclusiv șiruri de caractere sau inclusiv numere float sau booleani. Python ne lasă să facem chestia asta. Din nou, avantaje și dezavantaje. Avantajul e că avem mai multă flexibilitate. Dezavantajul este că e un pic mai ambigu, crește probabilitatea erorilor și sunt și un pic mai încete din cauza asta. Hai să discutăm despre dicționarea. Da. De exemplu, dacă voiam să facem o copie a unei liste, fără să se modifice cea anterioară. Foarte bună întrebare. Pentru o copie a unei liste avem la dispoziție fie un modul, n-am discutat încă despre cum folosim module, fie un truc pe care îl folosesc eu destul de des, este un slice. Asta în esență, slice-urile în esență copiază valorile și le pun într-o listă separată. Deci
dacă ar fi să iau, hai să redefinim exemplul de mai sus. Ok, deci no bueno, dar dacă ar fi să definesc L2 ca un slice de la început până la final, modific în L2 elementul 0 să fie 1, 1, 1 să spunem, atunci L rămâne intact și L2 rămâne modificat. Asta e una dintre cele mai simple metode. Cu steluțe, bineînțeles, pentru că dacă am avea în interiorul listei alte variabile care sunt, de fapt, referințe la zone de memorie, dacă am avea liste în liste, n-ar fi atât de simplu. Avem altă funcție pentru asta, dar pentru 99% din cazuri își face treaba foarte bine. Ok. Dicționare. Problema la liste e că e foarte greu să găsim elemente bazate pe un identificator unic. De exemplu, dacă am avea o listă de utilizatori sau de studenți, să găsim un utilizator care are ID-ul nu știu cât, trebuie să iterăm toată lista până îl găsim. Dicționarele vin ca structură de date complementară, care ne ajută să creăm asocieri între chei și valori. În Python, dicționarele se scriu cu acolade și elementele din interior sunt perechi de tip cheie și valoare. 5. O să folosim direct firuri de caractere. Ne imaginăm doar că ăsta e un string, ca orice alt obiect în Python, separat de apostrofe. Putem să-l separăm și de ghilimele. Dar pe stringuri n-aș vrea să stăm foarte, foarte mult. Între ghilimele și apostrofe? Funcțional nu. Nu. Ne ajută doar atunci când vrem să avem apostrofe în stringul în sine și e mai ușor să folosim ghilimele decât să escapăm unele caractere speciale. Dar sunt echivalente. Ok, să spunem că userul 2 are... Hai să-i dăm 10. Userul 2 are 20 și userul 3 are 30. Asta e în esență un dicționar. O asociere între chei și valori. Fiecare element este o pereche spre deosebire de o valoare singulară. Și avem cam aceleași operații. Accesarea elementelor, inserarea elementelor, modificarea lor și eliminarea. Deci, pas cu pas, avem pentru accesare, tot operația de indexare, putem să privim parantezele astea pătrate ca un operator în sine. Sintactic sunt cam ca un plus sau ca un punct. E în esență o operație. Dar că pentru dicționare avem nevoie să pasăm chei spre deosebire de poziția în listă. Deci, ca să accesez valoarea asociată cu user 1, o să am paranteză pătrată și în interior cheia asociată cu user 1. Dacă am o cheie care nu există, o să primesc o eroare. Deci user 2, nu, user 4. Nu-i convine. Atunci când primiți erori în Python, și o să primiți foarte multe, deci nu ne facem griji chestia asta. Ultimul rând e de obicei cel mai informativ. Este o eroare de tip key error, pentru că userul 4 nu există în dicționar. Și știm exact ce se întâmplă. Ca să putem să ne dăm seama dacă ok e sau nu într-un dicționar, înainte să facem operații, avem la dispoziție operatorul in. Deci user 4 in do. Asta înseamnă verificarea apartenenței unei chei la dicționar. Funcționează și pe liste cu elemente, deci operatorul in e destul de generic și rezultă într-o valoare booleană. Userul 4 nu e în dicționar, dar userul 1 este în dicționar. Bun. Dicționarele n-au slice-uri pentru că prin natura lor sunt colecții neordonate. Listele mențin valorile într-o anumită ordine, dicționarele ar trebui privite ca și cum nu le țin într-o ordine. Ca detaliu de implementare, Python le ține totuși în ordine, dar din alte considerente și ar trebui să ne bazăm foarte mult pe asta, decât dacă facem ceva foarte tricky. Deci da, nu avem slice-uri. Nu există conceptul de primul sau ultimul dicționar. Avem doar asocierea cu aceste chei. Ca să adăugăm elemente într-un dicționar,
Operația e mult mai simplă. Cel mai direct, să scriu aici tot așa. O să definim o cheie nouă direct prin această operație de indexare. De exemplu, dacă vreau ca userul 4 să aibă 40, doar o chestiune de indexare și atribuire. Își dă seama singur dicționarul că n-am userul 40, n-am userul 4. Și o să creeze elementul în structura de date și o să-i dea valoarea 40. Asta, modificarea și inserarea seamănă destul de mult la dicționare. În sensul în care modificarea arată la fel. Dacă vreau să modific valoarea unui element din dicționar, să spunem că user 1 are brusc 100, e tot o combinație între indexare și atribuire. Și pentru eliminare, avem tot metoda pop. Din nou, una dintre multele moduri în care putem să facem lucruri cam pentru orice operație, dar pop funcționează foarte bine. Pop are nevoie de ca parametru de o cheie. Dacă ne uităm la definiția funcției metodei pop de dicționare, arată puțin diferit. Vedem că are nevoie de kappa și avem sintaxa asta ciudată, d între paranteze pătrate. Asta înseamnă de obicei parametru opțional. Se spune că ăsta poate să lipsească. Deci putem să apelăm funcția pop pe dicționare, fie cu un singur parametru în care îi dăm cheia unui user pe care vrem să o scoatem și la fel primim valoarea asociată și d este modificat. Problema apare atunci când vrem să scoatem un user care nu există. De exemplu, user 10 sau să luăm 5. La fel, key error, user 5, de data asta știm ce înseamnă. Un fun fact e că putem să spunem ca al doilea parametru, să specificăm în al doilea parametru o valoare default. De exemplu, ok, dacă nu l-ai pe user 5, nu crăpa, dăm măcar fals. În funcție de locul în care aplicăm dicționarele. De exemplu, într-un server web, cum ar fi să-mi crape serverul și să nu mai aibă acces toți utilizatorii dacă un utilizator își pune parola greșit? Groaznic. Spre deosebire, un program care se bazează foarte mult pe integritatea datelor, în cazul ăla aș vrea o eroare, pentru că dacă ceva merge prost, aș vrea să opresc programul, să nu continue și să văd ce a mers prost. Deci, în funcție de caz, o să folosim o variație sau pe cealaltă. Ok. Și cam astea sunt structurile fundamentale de date în Python. Liste și dicționare. Diferența principală, listele sunt ordonate și dicționarele sunt neordonate, asocieri, chei și valori. O să luăm o pauză de 10 minute și după discutăm despre celelalte instrucțiuni cu care suntem familiar, if-uri, for-uri și funcții. Aveți întrebări, neclarități? Ne permite să instanțiem, să declarăm practic că vrem să scriem o funcție urmată de numele funcției, precum compute, și între paranteze pătrate parametri x și y. Nu avem acolo ADEM Python, totul se bazează pe indentare. Indentare este parte din sintaxă. Deci, deosebire de C++, unde am fi scris acoladă și în interior nu contează ce taburi punem sau ce spații, Python e foarte restrictiv la chestia asta. Două puncte, enter, și trebuie neapărat să existe un tab. Sau indentare uniformă. Patru spații, de exemplu, sau două, dacă preferăm. Dar important e să fie uniform. Iar în interior, la fel ca în C++. Scriem chestii, calculăm rezultate. De exemplu, dacă vrem să facem distanța sau magnitudinea unui vector, chestia aia cu x pătrat plus y pătrat, totul în radical. Radical înseamnă la puterea 1 pe 2. Și apoi keyword-ul return, urmat de valoarea pe care vrem să o returnăm.
Asta e definiția funcției, de aici putem să o folosim cum vrem. Ținem cont de faptul că Python nu ne pune să scriem ce tip de date o să returneze funcția, deci putem să avem funcții care în unele cazuri returnează valori boolene sau șiruri de caractere sau nimic și nu restricționează nici tipul de date al parametrilor. E ceva la care trebuie să fim noi un pic mai atenți. Aici, de exemplu, compute de 2 și 3 o să dea orice a rezultat din calculul ăla. Putem să avem și funcții care nu returnează nimic. De exemplu, compute sau funcția hello, care nu face nimic decât să zică hello. Modul în care afișăm instrucțiuni, informații în Python e cu print, urmat de un șir de caractere, să spunem hello. Când o apelăm, vedem că a afișat ceva, dar n-a returnat nimic. Atunci când ultima expresie dintr-o celulă de pe Jupyter Notebook se evaluează la o anumită valoare, valoarea respectivă o să apară dedesubt cu același ID al execuției. Astea nu sunt ID-uri de celule, mare atenție, 92 nu înseamnă celula 92, înseamnă execuția numărul 92, care a rezultat în valoarea fals. Atunci când ultima instrucțiune nu se evaluează la anumită valoare, nu o să avem numărul celulei, o să apară doar orice ar afișa funcția respectivă. Dacă ne uităm la tipul de date a ce returnează această funcție, deci să spunem rezultat e hello, care printează o valoare și pare că returnează și un rezultat, tipul de date implicit, atunci când nu scriem return, este none. Similar cu null sau cu void sau cu nil sau cu not a number. Există foarte multe aliasuri pentru a, care înseamnă în esență nimic, lipsa unei valori. Dacă vrem să programăm și noi cu valoarea none, putem să folosim keyword-ul none. De exemplu, b egal cu none. E nimic. În esență, nu e nici zero, nu e nici listă goală, e doar nimic. Iar apoi, ce mai este de remarcat, e posibilitatea de a scrie funcții cu parametri opționali. Asta e un pic mai avansat, dar e util pentru a înțelege alte tipuri de funcții în Python. De exemplu, dacă eu am o funcție care se poate comporta în două moduri în funcție de un parametru pe care îl dau, și să spunem că 99% din cazuri vrem să se comporte într-un anumit fel. Deci nu o să forțăm utilizatorul funcției să scrie parametrul ăla de fiecare dată dacă 99% din cazuri vrem să funcționeze într-un anumit fel. La ce mă refer? Este, de exemplu, o situație în care avem hello și loud, care poate să fie o valoare booleană. Să spunem că funcția noastră, dacă avem loud, if-urile în Python se scriu tot pe bază de indentare. Deci, mare, mare atenție la chestia asta și condițiile nu se pun între paranteze rotunde. Toate blocurile de cod, începutul blocurilor de cod, e semnalat de acest caracter cu două puncte. Menționez asta pentru că trebuie să fim foarte, foarte atenți la sintaxe. E un pic mai restrictivă sintaxa din punct de vedere al indentării decât în C++. Deci dacă parametrul e loud, afișăm cu litere mari, hello, altfel afișăm cu litere mici. Bun. Funcția noastră merge bine, mersi, dacă pasăm cu true sau cu fals, dar e un pic enervant. Poate nu vrem de fiecare dată să fie loud, poate doar în puține cazuri am vrea să fie cu litere mari. Aici putem să pasăm o valoare default. Pentru că dacă apelăm funcția hello fără parametrul ăla, o să avem o eroare, îmi spune funcția trebuie să primească un parametru și noi n-am dat niciunul. Deci putem să definim funcția cu un parametru cu valoare default, loud egal cu fals. Implicit e fals, deci dacă nu-l scriem, Python o să folosească valoare implicită, dar dacă îl scriem,
Python-ul se suprascrie valoarea respectivă. Sunt foarte multe exemple de funcții care pot fi scrise așa în Python. În C++ poate suntem familiar cu conceptul că putem să scriem mai multe definiții pentru aceeași funcție, atâta timp cât variază tipurile de date ale parametrilor sau numărul parametrilor. În Python nu avem chestia asta. Nu putem să definim de mai multe ori aceeași funcție, dar putem să configurăm comportamentul prin acești parametri default. Un exemplu de funcție foarte amplă e una dintr-un modul pe care o să-l discutăm chiar astăzi. De exemplu, chestia asta care are probabil 20 sau 30 de parametri default, dar noi putem să apelăm fără parametrii ăștia impliciți sau să setăm doar una, două valori față de valoarea default. Deci cam asta e paradigma în care lucrăm în Python. Când vine vorba de extins funcții. Ok. În zona asta ne ducem cu funcțiile. O să exersăm un pic mai mult la partea practică. Avem niște exerciții după lecția asta. Și ce aș mai menționa ar fi câteva aspecte legate de niște instrucțiuni comune în limbajele de programare, precum am văzut aici if-urile și else-urile și iterări. Tipic vorbind, în mod tipic în Python putem să programăm și în paradigme mai funcționale, pentru cine e familiar cu programarea funcțională. Deci, un pic mai rar să avem for-uri neapărat, de obicei avem niște utilitare un pic mai puternice, dar pentru că fac parte din conceptele cele mai de bază, if-urile arată cam așa. If, condiție, instrucțiuni, elif, altă condiție, alte instrucțiuni, și else, condiție, fără condiție și alte instrucțiuni. Astea sunt opționale, deci putem să scriem oricâte elifuri vrem și putem să punem sau nu un else. De exemplu, a egal cu 5 și spunem dacă a e mai mic decât 3, atunci print s. Altfel, dacă a e mai mic decât 7, print m. Și altfel, print l. Atunci o să funcționeze cam ca if-urile și else if-urile din C++. Diferă doar termenii, adică în loc de else if o să fie elif. Apoi la for-uri, aici lucrurile devin un pic mai specifice, diferă destul de mult față de C++, în sensul în care un for în Python se folosește de un obiect iterabil. Sigur, avem, deci, cum s-ar scrie în Python echivalentul a chestia asta în C++, când aveam for int i egal cu 0, i mai mic decât 10, să spunem i++, și după aia ne făceam treaba. În Python, chestia asta se scrie cam așa, for i in range 10. Range e o funcție specială care generează numere consecutive și funcționează cam ca sintaxa de la slicing. De exemplu, for i in range 5 și dau print i, o să afișeze numerele de la 0 la 4, bineînțeles, deci fără ultimul. Range 2, 6, o să înceapă de la 2 și o să se oprească la 6 minus 1, deci până la 5. Și range 10, 100, din 20 în 20, o să înceapă de la 10, se oprește la 100, dar fără să le includă pe 100, din 20 în 20. Cam așa scriem for-uri în Python. De menționat mai sunt două structuri de date. Am folosit firurile de caractere fără să adăugăm prea multe detalii despre ele, dar și ele sunt destul de importante. Deci o să creăm un mic capitol special pentru firuri de caractere. Motivul
motivul pentru care avem șiruri de caractere în programe este strict pentru interfațarea cu utilizatorii umani. Tehnic vorbind, calculatorul nu are nevoie de șiruri de caractere, se descurcă doar cu numere. Noi, ca oameni, totuși, am preferat să vedem textul ăsta decât să vedem 5, 8 și codurile pentru caracterele ASCII sau numerele valorilor din pixel. Deci, pentru că Python e un limbaj foarte expresiv, avem foarte multe funcționalități când vine vorba de procesarea șirurilor de caractere și sunt mult mai ușor de prelucrat decât în C++. O să arătăm câteva funcții, de exemplu. Dacă avem un șir S1, spunem hello, și S2, world, menționez că, cum ziceam, putem să le definim și cu apostrofe și cu ghilimele. Nu face nicio diferență, e strict la latitudinea voastră cum le definiți. Avem operații precum concatenare. Dacă vrem S1 plus șirul de caractere care conține un spațiu plus S2. O să iasă șirul ăsta de caractere. Avem lucruri precum repetiții. De exemplu, S1 înmulțit cu 3. Îți dea hello, hello, hello. Avem lucruri precum metode care modifică, care procesează șirul de caractere într-un anumit fel. De exemplu, S1 lower o să ne dea caracterele lowercase, S1 upper, caracterele uppercase, S1 R just 20, care o să creeze un șir de caractere de 20 de caractere și o să alinieze șirul inițial la dreapta. Asta vine de la right justify. Avem și L justify. Nu o să trecem prin toate, bineînțeles. Vreau să ilustrez doar cât de multe funcționalități avem în plus cu șirurile de caractere în Python, spre deosebire de un limbaj mult mai rece, precum e C++. Deci nu ne mai e frică de șiruri de caractere. Mie mi-era groază de ele în C++. Un aspect util atunci când vine vorba de procesarea șirurilor mai este chestia asta. De exemplu, dacă am o propoziție, de ce nu? De ce nu? Suntem foarte familiar cu propoziția asta. Putem să facem tot felul de procesări, precum tokenizare, care în C++ e groaznică, dar în Python avem split, care pur și simplu împarte pe whitespace, creează o listă cu șirurile astea de caractere. Dacă avem valori separate prin altceva decât whitespace, atunci putem să... Hai să-i spun să separăm și pe caracterul ăla special. De exemplu, dacă am A, B, C, D, am S.split după virgule, tot așa. Și dacă vreau să reunesc caracterele astea după ce le-am splituit, pot să rulez funcția asta, join. Join merge un pic pe dos față de cum ne-am aștepta. E de fapt o metodă aplicată pe caracterul cu care vrem să le unim. Adică în intuitiv m-aș aștepta ca chestia asta, dacă o iau aici, să pot să zic L join cu minusuri. În Python e un pic invers, din păcate. Îmi spune minus join L. Adică folosește minus ca să unești elementele din L. Și ne jucăm așa dintr-o parte și în alta. De multe ori, deci mai ales în, cum o să fie la un hackathon de NLP, e foarte important să înțelegem cum putem să prelucrăm șiruri de caractere în Python, fără ca ăsta să fie obstacolul principal. Pentru că am discutat foarte, foarte puține funcții, aș vrea să rețineți doar că când vine vorba de procesarea șirurilor de caractere, putem să facem cam orice. Deci întrebarea nu se pune de dacă putem să facem chestia asta, ci cum putem să o facem cât mai pitonic, cât mai ușor în Python. De asta aș
vrea să începem și niște exerciții care o să vă lase să exersați fix conceptul ăsta de șiruri de caractere cu funcții și liste în mare parte. După care o să adăugăm câteva concepte de vizualizare. L-am pus pe Discord? Nu l-am pus pe Discord. Bun. Task-ul vostru la mini-proiectul ăsta este să exersăm puțin modul de procesare al unui CSV în Python. CSV-urile sunt un format de stocare a datelor doar în text. E un format destul de universal. Nu e foarte performant, dar e foarte folosit. Și aveți două exerciții. Trei pentru cine vrea să facă exces de zel. Prima este o parsare în care să luăm șirurile de caractere în care am pus două exemple de CSV-uri și să le scoateți într-o formă de tabel, într-o listă de liste, de exemplu chestia asta. Deci din primul CSV ar trebui să ajungă în forma asta. Și ca idee o să trebuiască să vă folosiți de funcția split pe care am discutat-o adineauri. Iar apoi un task de afișare. Luați tot așa o funcție, sau definiți o funcție cu un șir de caractere care conține un CSV și să-l afișați într-un mod mai human readable, cu antetul pus frumos, cu niște minusuri care să separe valorile de antet și apoi cu valorile aliniate frumos pe fiecare coloană. Cine vrea să accepte un mic challenge, puteți să încercați să afișați tabelul cu o lățime dinamică. Adică, pentru exercițiu normal, doar luați 8 caractere. Nu contează cât de mari sunt coloanele alea, le punem pe toate pe 8 caractere. Cine vrea un challenge în plus, s-a adaptat lățimea coloanei la... Un CSV este... Foarte bună întrebare. Ce este un CSV? Un CSV e un format de depozitare a datelor text. Avem... vine de la comma separated variables și înseamnă fix chestia asta. E, tehnic vorbind, un tabel stocat într-un fișier text în care toate valorile sunt separate prin virgule. E un mod foarte comun de a salva tabele într-un format universal. Deci cam atât. Poți să vezi chestia asta ca un tabel. Și task-ul vostru e să parsați formatul ăsta pe care l-am pus în șirurile de caractere în notebook-ul pe care l-am trimis pe Discord. În primul rând să-l scoateți ca listă de liste. Nu trebuie să transformați chestiile astea în numere întregi. Iar apoi să afișați tabelul într-un format human readable. Deci eu am deschis ăla de pe Discord în Notepad. Cum îl bag în Google Collab? Dacă ar fi. Bună întrebare. Intri pe Google Collab, dai file, upload notebook și îl selectezi de pe calculator. Haideți să vedem împreună cum s-a rezolvat chestiile astea, doar că să... E aceeași problemă? E aceeași. Să vedem cum s-a rezolvat și după să discutăm despre câteva module din Python care să ne ajute să rezolvăm problemele astea cu CSV-uri fără să ne batem noi capul. Deci, în primul rând, la parsare, așa vă recomand să lucrați și la hackathon, by the way. Creați cât mai multe celule, experimentați, jucați-vă și după, dacă e cazul și neapărat nevoie, să vă faceți funcțiile voastre. De exemplu, pentru primul CSV, văd că sunt separate de aceste caractere newline și între ele avem virgule. Bun, deci CSV1 split pe caracterul newline. Cu ghilimele, bineînțeles. Ok. Asta e o listă de șiruri de caractere. Fiecare șir din interior o să fie valorile separate prin virgulă. Deci, teoretic, dacă aș itera lista asta, care rezultă din csv1.split, și pot să-i spun
rânduri, linii mari, pentru fiecare rând în rânduri. Asta e un mod în care putem să iterăm în Python. Deci rows este o listă de șiruri de caractere și row va fi variabila care va lua pe rând toate valorile din lista respectivă. Momentan doar o să le afișez. Nu am schimbat nimic. Ce ar fi totuși dacă am luat rândurile și le-am împărțit și pe ele pe virgulă? Mă obțin aceste liste cu valori și tot ce ne rămâne de făcut este să adăugăm cumva listele astea într-o listă mare și să-i spunem tabel. Deci, foarte procedural, foarte imperativ, o să iau o variabilă tabel, le inițializez cu o listă goală și în loc să afișez rândurile după ce le împart pe virgulă, o să le adaug în tabel. Ok. Dacă ne uităm, e exact ce trebuie să obțin. Deci, după ce am experimentat în Jupyter în celule, punem logica asta înapoi în funcție și ne asigurăm să înlocuim CSV1 cu numele dat ca parametru. Deci, rows o să fie CSV string split. După newlines, ne facem o variabilă tabel pentru fiecare rând din tabel, din rândurile pe care le-am obținut după împărțirea pe newlines, adaug în tabel rândul împărțit după virgulă. Și returnez din funcție tabelul. Deci, cam asta am vrea să obținem. CSV2A. Mare atenție să rulăm toate celulele, pentru că sistemul ăsta modular înseamnă că nu se execută codul dacă nu le executăm noi celulă cu celulă. Deci CSV2. Ăsta ar fi rezultatul pentru primul tabel și ăsta e rezultatul pentru al doilea tabel. E cineva căruia i-a ieșit exercițiul ăsta? Foarte nice, bravo. Foarte bine. Super. E cineva care a rezolvat și exercițiul de afișare? Ok? Cool. Doar ca exemplu, modul în care ar funcționa afișarea ar fi să ne folosim de funcția pe care am creat-o anterior, acest parse.csv. Deci, tabel este parse.csv de csv string. Și când vine vorba de afișare, doar o să folosim lățime constantă. Cine vrea challenge-ul, e binevenit, dar o să ne limităm la asta. Ne interesează să afișăm fiecare valoare din antet. Asta înseamnă primul rând. Asta înseamnă că pentru fiecare element vrem să-l transformăm într-un șir de caractere cu L-just care să fie aliniat la stânga. Asta înseamnă deci antet o să fie gol pentru fiecare celulă din primul rând reprezentând antetul. Antet append valoarea celulei L-just cu 8. Nu ne chinuim foarte mult. Apoi îl afișăm unit de caracterul de un șir fără caractere. De exemplu, print șirul gol, join, atât. Ok, ăsta ar fi print CSV-ul nostru și ca să ne asigurăm că și merge, print CSV 1. Ok, am rezolvat prima parte. Un mod mai pitonic să o facem, adică am putea să extindem logica asta și la fiecare rând și să facem cumva și acest delimitator. Ca să o facem un pic mai pitonic, putem să iterăm direct tabelul, primul rând din tabel, deci
fără să-l punem într-o listă separată și să-i dăm join și să-l afișăm. Și doar să dăm print la chestia asta. Ne uităm puțin la semnătura funcției print și vedem că end e tot un parametru care are o valoare implicită. Printul mereu pune un new line, dar putem să-l punem să nu pună nimic, ca să afișăm valori în continuare. Deci, print cell adjust end caracterul gol. Și avem același rezultat. Și cam asta ar fi logica în continuare, în care iterăm prin tabelul ăsta și afișăm valorile cu o anumită lățime. Ultimul lucru pe care vreau să-l afișez la exemplul ăsta e acest delimitator, în care luăm pur și simplu un minus și să ne asigurăm că e repetat de o lățime de 8 pentru fiecare coloană și apoi o lățime cu numărul coloanelor. Deci, cum am obține numărul de coloane din tabel, dacă avem structura asta de date la dispoziție? Păreri? Lungimea primei liste din tabel. Perfect. Da, e lungimea primei liste din tabel. Deci, len de tabel de 0. Asta ne dă primul element din listă, care e lista aferentă unui rând. Și lungimea listei o să ne dea numărul de coloane. Între astea două, punem un print de mână ca să avem acel new line și practic avem prima parte a tabelului, care e probabil cea mai dificilă. Restul se rezolvă tot cu o combinație de for-uri și printuri. Bun. Toată ideea în Python, totuși, e să nu facem genul ăsta de chestii de mână. Și asta o să învățăm în continuare pe parcursul următorului modul și cât mai avem rămas din ăsta. E cum să procesăm genul ăsta de CSV-uri cu un framework. În ideea în care nu vrem să implementăm mai nimic de la zero. Este foarte leneș. Ne gândim la asta. Pentru asta o să introduc acum modulul Pandas. E un modul în Python pe care pot să-l folosesc. În Google Colab e deja instalat. Dar pot să-l folosesc dacă scriu import pandas as pd, îi dau și un alias. Ok. Și pandas vine la pachet cu o grămadă de funcționalități de parsare și de prelucrare a acestor fișiere CSV. Majoritatea seturilor de date vin în format CSV și nu o să stăm noi să le parsăm. Avem la dispoziție pandas. Da. Stai un pic să vină cu microfon. Yeah. Așa. Mai mult așteptam să vină cu microfonul. Ce înseamnă PD? Adică este echivalent cu include iostream sau cum e în C++? Partea asta e echivalentă cu include iostream, dar modul în care accesăm funcționalitățile în Python e prin intermediul modulului. Și decât să scriem pandas.ceva sau panda spunct altă chestie de 50 de ori, îi dăm un alias mai scurt. Nu face parte din... PD nu înseamnă nimic în Python, e doar un nume un pic mai scurt pentru pandas. Ah, cum este name ssd, std, că altfel ai scrie std.2.2 puncte la fiecare... Nu neapărat, acolo nu-l mai scriem deloc. Noi tot o să scriem pd.ceva. Doar e ca și cum ai redenumi STD la S și atât. Ok, am înțeles. Ok. Lucrul pe care vreau să vi-l mai arăt este chestia asta, în care luăm CSV-ul de aici, acest tabelul pe care l-ați avut la exercițiu, îl transformăm într-un obiect specializat pentru procesarea tabelelor în Python. PD, read CSV, și fișierul se află la calea files slash table1csv. Practic, ce s-a întâmplat în spate, în operația asta, este similar cu ce am făcut la primul exercițiu,
numai că îmbogățit cu funcționalități mult mai puternice. Pe genul ăsta de data frame o să efectuăm analiza datelor pe care le avem de pus într-un model de machine learning și prelucrarea lor înainte de aplicarea modelului. Bun. Așa. A mai auzit cineva de Pandas până acum? Sau să-l folosească? Ok. Ok. Deci nu foarte mult. În acest Pandas, obiectul principal de date este un data frame. Deci tipul acestui DF are o cale mai lungă pentru că face parte din câteva submodule, dar ne interesează că se numește data frame. E un, cum spuneam, un obiect care are niște funcționalități un pic mai puternice de prelucrare a datelor, în care putem accesa elemente raportându-ne la coloane și la rânduri. Practic un Excel programatic pe care îl folosim prin Python, spre deosebire de programul Excel. De exemplu, putem să filtrăm niște rânduri pe valoarea anumitor coloane. Sau putem să selectăm anumite coloane ca să le prelucrăm separat. Dacă am luat DF, accesăm ca pe un dicționar, coloana 1. O să fie valorile astea de aici. Și asta aș vrea să explorăm puțin mai adânc în cursul de machine learning. Toată ideea e să fim cât mai familiari cu structurile fundamentale de date, ca să ne concentrăm pe funcții și pe cum aplicăm anumite operații, decât pe lucrurile de bază, precum ce înseamnă paranteza asta pătrată. Asta o să vă dea cea mai mare viteză la hackathon. Bun. Haideți să luăm o pauză de 10 minute și după discutăm despre analiza de date.